Ieri, 18 august, în jurul orei 15, o femeie de 49 de ani din Zalău a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută care i-a relatat faptul că fica sa a produs un accident rutier în Italia, în urma căruia doi copii au fost răniți, iar pentru a despăgubi familia victimelor, aceasta trebuie să trimită o sumă mare de bani. Potrivit inspectoratului de poliție județean Sălaj, femeia a luat de acasă suma de 1700 euro și 2050 de lei, după care s-a întâlnit cu un bărbat în fața unei farmacii din municipiu, care i-a spus că este conducător auto la o reprezentanță diplomatică și căruia i-a înmânat suma de bani. Ulterior, partea vătămată a încercat să ia legătura cu apelantul, însă acesta nu a mai răspuns la telefon, motiv pentru care femeia a sesizat poliția. Pentru a nu deveni victima acestui gen de înșelăciune, denumită generic metoda accidentul, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj vă recomandă să fiți prudenți atunci când sunteți apelat telefonic de persoane necunoscute. De asemenea, recomandările din partea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj în acest sens sunt următoarele. În cazul în care sunteți contactați de persoane care pretind a fi o rudă apropiată sau susțin că sună din partea acesteia și susțin că au urgent nevoie de bani pentru a rezolva problemele create de un accident rutier în care ar fi fost implicată, nu dați curs solicitării, în ciuda impulsului imediat cauzat de reacția emoțională. Verificați dacă dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier, cereți date despre unitatea medicală, de poliție sau parchet unde s-ar afla aceasta și sunați pentru confirmare sau luați legătura cu persoana în cauză pentru a vă asigura că nu este vorba despre o înșelăciune. Dacă sunteți contactat de către cineva care vă apelează în numele unei rude apropiate, solicitați acestuia o întâlnire directă și anunțați poliția la numărul de urgență 112 pentru a vă acorda sprijin și nu mergeți la aceste întâlniri decât însoțiți de reprezentanții poliției. În cazul în care vă confruntați cu asemenea situații, adresați-vă de urgență cele mai apropiate unități de poliție sau apelați numărul unic de urgență 112.